Bună ziua, prieteni Crocofil, și bine v-am regăsit la un nou episod filmat într-o zi de mijloc de martie, an 2022. Înainte să trecem la lucruri mai serioase, și anume prezentarea porumbeilor, o să vă trec așa prin revistă un lucru mai plictisitor probabil pentru unii, și anume ce am câștigat eu, ce câștigă un, cu ce se lege un, mai bine spus, crescător, un columbofil din Danemarca, atunci când câștigă un loc 1, la o etapă pe viteză, de exemplu, medie, maraton, super long distance, așa se numește categoria asta în Danemarca, mă refer la etapele de 1000 de kilometri, aproximativ 1000, poate și 1000 plus, cu ce se alege? Eu anul trecut am câștigat, de exemplu, la viteză loc 1, am câștigat și la Roen, la aproximativ 1000 de kilometri, un loc 1 pe secțiune, și la sfârșit de sezon m-am ales și cu locul 1 pe secțiune la categoria super long distance. Să vă arăt acum cu ce m-am ales. Pentru că, vedeți voi, au fost niște premieri pe România făcute, s-au făcut premierele, așa cum se obișnuiește cu gală, cu fast, și mulți au plecat acasă cu foarte multe cupe, diplome, știu eu, medalii, premii, etc. Aici nu se pune foarte mult accent în Danemarca, nu se pune foarte mult accent pe premii. Premiile în bani, și premii în bani mă refer la cele substanțiale, substanțiala însemna la 600 de lei, mă scuzați, poate 1000 de coroane daneze, și o cupă se oferă doar atunci când câștigi la o etapă națională, ai un loc de 1 național. Doar atunci se oferă aceste premii la expoziția națională, atunci când se face expoziția națională, atunci se face întrunirea o dată pe an a tuturor columbofilor la nivel național. Expoziția națională, așa îi spunem noi aici. În rest, toate locurile de 1, pe secțiune, grup, regiune și mai departe, și locurile 1 la categorii, da, nu se premiază decât cu ce o să vă arăt eu acum, și anume, vedeți voi, doar diplome de așa natură, doar niște diplome foi cartonate. De exemplu, aici avem un loc 1 la o etapă de viteză anul trecut cu femeia la 1.588, care a venit cu o viteză de 1.383 de metri pe minut. Deci am câștigat acum, am primit o foiță, atât, pe secțiune. Aici am câștigat la, diploma asta este primită atunci când am câștigat locul 1 pe secțiune la categoria super long distance, super lung. Asta este maraton. La fel, am câștigat categoria aia pe secțiune, am primit această diplomă. Și asta este un pic mai mare, diploma primită la femeia care a venit locul 1 de la Ruien. Vedeți voi, destul de mică, a fost ceva probleme atunci cu vremea, dar a venit locul 1 pe secțiune de la aproape 1000 de km de Ruen, fiind cred că 3-4 pe zona asta de mijloc nord, de la mijloc spre nord a țării. Atât. Și am mai primit, să vă spun cum stă treaba cu pocalele astea, cu, noi spunem pocal aici, noi spuneți cupă. Funcționează felul următor, ele sunt făcute, fabricate, câte un pocal de ăsta, câte o cupă de asta, la fiecare categorie. Aici stă super long distance, vende pocal. Da? La categoria asta. Și federația execută, plătește execuția acestor cupe, care sunt înmânate câștigătorilor de la an la an. Eu, practic, am câștigat dreptul de a păstra această cupă anul acesta, pentru că în 2021, vedeți voi, în 2021 am câștigat la categoria asta loc 1. La anul, în anul 2019 a fost Ole Christensen, în 2020 a fost Bjarne Jorgensen de la mine din club, și 2021 eu am fost. Dacă eu nu păstrez categoria, nu voi câștiga și anul viitor, anul acesta, mă scuzați, în 2022,
la această categorie, sunt obligat să predau această cupă celui care m-a descalificat. Exact ca în box cu centurile. Nu se pune accent foarte mult pe cupe, pe premii. Pănești, am mai câștigat două premii în bani. Am câștigat un 200 de coroane daneze nesemnificativ. Înțeleg, cred că la 150 de lei. Este 150 primiți de la federație. Deci un sac de mâncare, un sac de mâncare la prost. Și am mai câștigat un card de cumpărături tot în valoare de vreo 300 de coroane daneze, cred că. Astea sunt premii cu o valoare foarte mică, ținând cont de cheltuielile pe care le avem aici cu întreținerea porumbelilor voiajori, cu zborurile și așa mai departe. Atât primim noi atunci când câștigăm la o categorie de zbor, la o etapă, un loc de unul. Atât. Nu cupe, nu nimic și nu se plânge nimeni, să știți. Acum hai să facem un tur a crescătoriei, să mai vedeți ceva pui, ceva porumbei, ce se mai întâmplă la mine în crescătorie. Mergem. Mini compartimentul reproducție. Mascul de 2014 cu puiul lui. Femela, mama puiului, a făcut un singur ou și a ieșit un pui. Că tot nu trebuia să iasă doi. Dar cine știe, puteau să iasă și doi, chiar amare. Oul. Frumos masculul ăsta. Protector. Femela, vedeți voi, m-a spus că femela asta, m-a spus în alt video că femela asta provine de la crescătorul Erlec Nenegor, cel bătrân, și asta de acolo se vede că e lumină. Și a lucrat porumbei foarte mult în consanguinitate și posibil să aibă un defect al aparatului reproductiv și de asta să facă doar un ou. Nu știu, vedem, femeia este tânără. Un nou cuplu acolo, a fost cuplu și anul trecut, am vreo 6 pui din cuplul ăsta de maraton. Femeia asta a fost făcută cu tatăl celui din spate, este consanguin, tată fică, și nu erau bune ouăle, limpezi, a treia serie de ouă limpezi și are făcut cuplul ăsta, numai că mascul este agresiv, se duce aiurea, este mutat recent, a scos ouă recent, acum vreo săptămână jumate, 10 zile, nu? Și când îi dau drumul afară, când le dau drumul afară, trebuie să închid boxele alea pentru că se duce aiurea, celelalte boxe se duce aiurea. Ăsta are masculul ăsta de aici, de 2015, mi-a făcut două serii de ouă el. Două serii de ouă din cuplul ăsta, limpezi, nefecundate, s-ar putea să fie o problemă. El are o pereche de pui acolo mici, dar sunt mutați. Ouăle au fost mutate de la alt cuplu, cuplu de iarlingi, ca să-i dau ocupație, să mai trag de timp, să aștept să se mai încălzească și sper ca următoarea serie de ouă din cuplul ăsta să fie bune. Dacă nu, va fi eliminat și am o rezervă. Asta este. Posibil, la fel, datorită de consanguinizări, ăștia seamănă foarte mult, arată foarte bine fenotip, același fenotip. Patru masculi care sunt sigur, cred că din aceeași familie, probabil frați sau cumva făcuți în familie. Mai am și o femelă, una bătrână de 2015, care au același fenotip. Sunt identici. Posibil frați, nu știu să-i vedeți. Dar îi mai dau o șansă să mai scoată o serie. Femela asta este și ea, femela lui, 2017. Bate lumina din față și se vede prost. Dar sunt frumoase amândouă, să știți. Și ce are acolo? Și o să-i mai dau o șansă, dar mă grăbesc pentru că am nevoie de produși din femelă. Din aia, cele acolo, îmi trebuie să produci. Oh, și compartimentul de bază de reproducție. Ce face femeia aia? Face ou, ia repede, repede. Se apucă să facă ou repede. Vedeți voi, le-am pus un cuib curat în cameruța aia și au și pui acolo, au pui. Destul de mare aici. Săptămâna viitoare mut pui pe podea, așa că ăștia vor fi pe podea și hrănesc aici la creșă. Foarte bine sunt hrăniți, nu au niciodată probleme, trebuie să aibă mâncare din abundență. Eu le arunc paie din când în când, aici nu le fac curale, pun paie să mai absorbă din umiditate și să-i păstreze curați pe cât posibil.
ăsta va pleca la Cajvana și vor mai pleca, unul va pleca la Horodnic și sper să mai trimit trei la Columbodromul la Internațional Brașov. Voi vedea. O să vedem după ce o să-i luăm la mână, să ne uităm la ei cât de cât, să-i vedem. Sunt porumbei de One of Ray și trebuiesc verificați. Sunt porumbei de la Constantin Puiu și dacă doriți să vă axați pe viitor pe astfel de competiții cu pui, vă recomand să-l căutați și să vă luați niște pui de la el, să vă cumpărați niște pui de la el. Prețurile sunt foarte mici, în special în această perioadă a anului, dacă așteptați până în toamnă, când vreți voi și anul trecut a avut loc unul final la Brașov, s-a vândut destul de scump porumbelul ăla, să știți. N-a fost ieftin, dar dacă cumpărați direct de la el, din Norvegia, vă puteți cumpăra porumbei la prețuri foarte bune, pui de One of Race, foarte, foarte, la prețuri bune, pui de calitate, porumbei de calitate, vezi voi acolo, mă concentram pe el, ăsta este frate bun cu locul 1 Brașov anul trecut, Columbodrom Internațional Brașov, și asta de aici este soră bună cu locul 1 finală Mira, Portugalia, locul 1 Grand Prix, din 2020. Și am trimis ăștia spui, am trimis deja unul. Ăla este la Cajvana, deci este un frate din cuplul ăsta, doi este la Cajvana. Și o să mai trimit, bineînțeles că dacă o să trimit la Columbodromul din Brașov, Columbodromul Internațional Brașov, o să trimit din cuplul ăsta și o să văd de ce mai găsesc pe acolo. O să ne orientăm. O să încercăm să-i verificăm dacă sunt buni de păstrat. Cu siguranță unii dintre ei vor fi foarte, foarte buni. Am făcut un cuplu din cei primiți pe 1 ianuarie. Mă gândesc că sunt cumva în familie și ăștia. Asta îi spun Babușca. Înțelegeți voi de ce. E familia albastră aia. Să nu fie tată, fiu, nu știu. Cumva puii sunt mai micuți așa, să mă ieși mai micuți. Părinții sunt destul de mari și ăștia îmi pare micuți așa. Acum o să vedem. E linia aia veche de porumbei. Da, ei sunt hrăniți bine, să știți că au piept, au carne pe ei, cum se zice. Și ne aflăm în al treilea compartiment de reproducție, care nu este un compartiment de reproducție. Avem ceva pui aici, vezi, doi pui din cuplul ăsta, o femelă superbă din Club 180. La fel, linia aia veche de porumbei, făcută cu masculin 113 și puii ăștia arată bine, să știți că arată foarte, foarte bine. Se dezvoltă impecabil. Și aici mai avem, vedeți, este masculul rezerva, să zic așa, în caz de cel de 2015 nu va fi fertil. Îl scoatem pe ăla și îl băgăm pe ăsta, ăsta stă în stand-by, n-a vrut să se împerecheze, asta s-a împerecheat, mi-a făcut un ou cu masculul ăsta. Dar nu are tragere la cuib. Vezi, vă, ouă este acolo și este rece, cred că. Da, e rece. Batem borgul. S-a împerecheat cu o femeluță de Frey Aldenhofen. Și are ouă. Îl lăsăm în continuare aici. Aici la fel un ou, cred că. O două ouă. Puțin agitați ăștia, tineri, târzii. Iar nici târzii. Și ăștia tardivi, ăștia sunt cumva mai speriu și așa, pentru că au fost ignorați. Nu prea am stat pe la ei, nu prea am băgat în seamă, nu i-am prins. Așa se întâmplă, mai rămân câțiva din extra sezon. Nu extra sezon, să zic că a fost din iulie, dar nu i-ai mai prins, nu te mai interesează așa în mare parte, că sunt ăștia și mai urâți așa de fel. Și au fost închiși, ăștia nu au ieșit afară niciodată. Mai agitați. Mai scoatem o serie de pui din cuplul ăla de acolo, de la 19, și îi separăm, atât, 4 pui din fiecare. Compartimentul de zbor. Vedeți voi, eu am început să le dau drum afară. Le-am dat drum afară începând cu săptămâna trecută, începând de săptămâna trecută. Și îi eliberez doar după amiaza, după orele 14, dau drumul la femele. Zboară astea de nebune.
foarte, condiție fizică foarte bună au, să știți, pentru că i-am ținut anul ăsta cu jumătate, 50% din amestec a pus mâncare la sac, de aia ieftină, nimic fancy, nimic special, și 50% orz. Și sunt fit, să știți că sunt fit, nu se mai întâmplă ca în ceilalți ani când erau grași, erau plini și stăteau pe aici pe acoperiș. Sunt în condiție fizică maximă, chiar mă miram că au plecat direct în zbor, s-au plecat, s-au dus pe fiord și urmăreau orice oră de asta. Făceau verificare, nu știam ce este, dacă este un pericol. Am foarte puțin porumbei zburători anul acesta, puțin de tot, să știți. Undeva la 16 masculi și vreo 15 femele active. Aici am un porumbel bătrân de 12 ani, 3 serii de ouă limpezi, cred că s-a cam terminat cu el. Ăsta a zburat liber la, ca și pui, la Ivan Pedersen în anul 2010. L-am primit în martie 2011 și atunci stă la mine aici. Este tată la loc 1, scurte, loc 2, locul 1 Baden-Baden, as, vreo 3-4 femele as pe distanță lungă, loc 2 Soltau, mulți porumbei, bă, să știți, ce am avut, argintia aia 41, la fel, nepoată din el. I-am tăiat vârful cozii, vedeți voi, așa se mai procedează, ca să poată călca femeia mai bine, dar nu, n-a reușit nimic cu el. Ăsta va pleca, probabil, odată ce va ieși afară, se va duce de nebun. Nu știu sigur, dacă vă rămâne aici, v-am primit o picuță, ori o fică din el, pentru că am multe, ori nepoată pentru aerea, poate am noroc. Oricum voi zbura natural, porumbeii vor fi zburați la natural. Vedeți voi, foarte puține femele, pe 1 aprilie, în 2 săptămâni, o să le las împreună cu masculii. Și din momentul ăla o să înceapă să se împerecheze, o să-și facă cuiburi și o să facă ouă. Voi scoate câte un cui din fiecare, mai mult sau mai puțin, după care vor sta pe ouă de plastic. Vreți voi când se vor însemna că ouăle alea sunt fake, vor face ouă din nou. Și tot așa, pentru că nu voi zbura tot sezonul și nu mă interesează. Mă interesează să fac chestia asta la un nivel profesional. Mă bucur și eu de sportul ăsta. Oricum, voi mai trânti câte un loc unul, probabil, din când în când. Și cât e, cu siguranță, porumbel las pe lungă. Chiar dacă voi zbura, poate, două etape de lungă din patru. Punctajul adunat din... Așa fac eu. Punctajul pe care îl adun din două zboruri de lungă, cu unii porumbei, la sfârșit de sezon, mă ajută ca acei porumbei să intre la categoria AS. Pentru că unii din aia care rămân în competiție, dacă mai rămân, ori se pierd, ori vin acasă prost. Și astea mele, din punctajul pe care le adună, în general cu femelele zbor și cu ele am succes, de zic astea mele, mă ajută să fac AS. Am după ce am făcut 6 AS, tot așa zburat o etapă. Unde aia? Bine că au avut clasări bune alea. Asta nu. Cealaltă, sursă. Asta e cele pe geam. 860. Asta e locul 1, locul 2. Vedeți voi, a fost locul 1, ca Iarling a fost locul 1 la scurtă, locul 2 la medie și a avut clasări de 12, ceva de genul ăsta, la lungi, la alea lungi. Și a ieșit locul 6, azi, distanță lungă. Deci, în general, dacă mișcă de pui, mișcă de tineri, eu mă duc cu ei până la lungă, fără probleme. E mai dificil la maratoanele astea, că nu știm exact. Asta este campioana de la Ruia și am și doi fii consanguini. Aici am foarte mulți porumbei de la femeia aia, de la Vlad Voicu, femeia de România, care are un șardin cu Ian Arden. Și trebuie să-i verific cum ar fi cea de acolo, astea două de aici, nu una de aici, una este cealaltă. Aici, cum să mai știu. Sunt vreo 3 aici și am și vreo 4 masculi în partea la altă. Ăștia mers tot, mers 100% la maraton ăștia. Dar eu o să-i zbor pe lungă, cam tot ce aici o să meargă la lungă anul ăsta. Fără probleme. Asta este singurul pui rămas. Uite, iarnă. După ce le-am stins lumina. Și aici e afară. A zburat, s-a învățat aici. Foarte bine. Ăsta a supraviețuit. Mai am câțiva care au fost trimiși la Columbodrom, v-am spus. Vreau să mai spun că cei de la Columbodromul Hulub, din Republica Moldova, nu mai amână colectarea porumbeilor. Cel puțin așa au spus într-un mesaj. Din cauza conflictului războiului din Ucraina,
ei având rută de zbor pe Ucraina. Așa că într-un final nu cred că vor mai avea activitate acolo, la Columbodromul anul acesta. Este trist ce se întâmplă. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să dați un like, un subscribe la canalul meu. Dacă nu sunteți abonați, ar fi plăcut să vă abonați. Și ne vedem pe data viitoare. Numai bine!